Bună ziua, bună dimineața sau bună seara. Mă numesc Vladimir Boboșco, sunt administrator de la firma Etufarm, pot să spun în Umbraila, lucrăm în toată țara cu echipa noastră și azi vrem să prezentăm interesante momente de punere în funcțiune sisteme de irigație. Azi vă prezentăm nu tehnologia mzurii, nu remorci de la Kobzarenko, azi ceva noutate vă prezentăm, ca niciodată nu am fost prezentate cu sisteme irigației, ca cu ce noi ocupăm și sisteme irigației de la firma OTEC Franța. Suntem cu 3 pivoți la Prahova, zona Mizilu, comuna Ventileanca, deci ca neobișnuite video azi vedeți. Totuși întorc înapoi pe lângă ce vindem remorci în județ Prahova. Un clientul nostru a revenit la noi cu o întrebare dacă putem să vindem sisteme irigației. Da, noi avem în portofoliu sisteme irigației și noi livrat și punem acum în funcțiune sisteme de pivot în comuna Ventileanca la clientul nostru. Deci până la acum sunt în momentul montajului, da, acesta pivoții, vedeți urmând cum tehnicienii noștri de ocupe cu montajul acestei sisteme. Bună ziua încă o dată. O să vă spunem câteva cuvinte despre mașina asta de la OTEC. Etapele de pregătire. Prima zi este împărțirea țevilor și a părților din această mașină. Noi suntem acum la coadă. Am făcut, cum îi zicem noi, coarnele care o să susțină coada. Coada este de 24 de metri. Este de 260 de metri. Poate să irige cu de la 11 mm până la 24 de mm. Este format din 4 tronsoane și coada. Este un pivot fix. O să irige undeva la vreo 22 de hectare cu mașina asta. Cum spuneam mai devreme, este a patra mașină în ferma asta și mai urmează încă unul. Durează la mașină din asta, durează undeva plus minus vreo 4 zile, 4-5 zile. Dacă este timpul ok și în funcție de câți oameni sunt la muncă, pentru că e vorba de manitou, este vorba de personal care cară țeava, este vorba de operatori care știu să citească cartea asta și să o monteze. În special, mare așa de complicat nu este, dar trebuie să știi să citești instrucțiunile. Este o mașină simplă și eu cred, din părerea mea, că una dintre cele mai robuste mașini e pivotul fix, care nu este remorcat, l-ai pus pe poziție și acolo o să-și facă treaba pentru totdeauna. Deci astea sunt formate, din cum spuneam, din 4 tronsoane, câte 5 țevi mari, nu știu dacă e cazul, atâtea detalii. Acum o să-i montăm pompa, o să-mi vină din fermă și o să-i montăm și tunul de capăt, punem coarnele. Băieții au început deja să monteze cablul și ușor, după ce finalizăm și cu cablul de montată, o să o ridicăm pe roți. După o să legăm și electricitatea, panoul principal. După, fermierul își leagă singur mașina la apă și Doamne ajută și recolte bune și bogate. Clientul
clientul nostru special cerut, căutat pe alte producători și totuși el observat că la un vecinul lui este sistem de irigație Firmeotec depuse vreo 10 ani și ce el observat că calitatea de metal, calitatea de prelucrare metalul și nu are nicio rugine și adică au venit la noi cu dorința acesta pivot de la firma Otec. O să spunem câteva cuvinte cum vine mașina asta, ca să aibă cel care privește acest video să aibă idee despre ce este. Deci în cutia asta este o singură cutie la fiecare mașină, în funcție de cum sunt mașinile astea de 240-360 de metri. Vine cu o cutie din asta. În ea sunt reductoarele, motoarele, parte de electricitate, cabluri, componente, supape, valve, aspersoare, furtune, tot a fost aici, dar cum vedeți că suntem aproape de finalul mașinii, au rămas doar reductoarele, motoarele și puține piese, care șuruburi care mai rămân, că sunt dați astea cu un plus de 1%, 2%, 10% glumeau. Și plecăm din spate acum, de la coadă, adică aici o să fie montat tunul. Mai vine încă furtunul de alimentare, niște furtunașe de când se închide automat. Astea sunt șufele care susțin coarnele, capătul mașinii. Fiecare tronson are axa unde sunt reductoarele și motorul care pune în mișcare această axă. Patru corniere din astea care susțin piciorul. Termină băieții cu cablu. După aia o să ne întoarcem și o să punem capătul ăsta care susține, deci ansamblul ăsta trebuie să țină toate astea două țevi, 24 de metri. O să fie susținut din 3 șufe pe capăt și o șufă principală de pe tronson. Da, fiecare este împărțit la treaba sa. Fiecare își face treaba, trebuie un pic de organizare. Dar nu tot timpul se întâmplă, pentru că intervin mulți factori. Poate să strică ceva, apare chestii neprevăzute și trebuie să le organizăm permanent în câmp. După ce terminăm de ridicat, cum am mai spus, o să punem aspersoarele, furtunele, că astea e un pic de treabă aici, că vin demontate din 6 piese. Trebuie înfiletate, e un pic de treabă și trebuie și plus la toate că și sunt numerotate. Aici au mai golit băieții din lada principală, că pe weekend le-au dus, că e tot creierul aici. Ce este cutia principală. Astea sunt cutiile la fiecare tronson care înghidează mașina să meargă pe aceeași linie. Aici sunt aspersoarele. Faceți. Aici în funcție de viteza mi-aplică câți milimetri de apă. Deci la 100, la 3% viteză, o să am 152 de milimetri. Uite că se contrazice cu ce am spus mai devreme. Și în funcție de viteză, îmi dă cantitatea de apă. Aici sunt aspersoarele, este aspersorul de tun. Deci tot ce ține de aspersoare au rămas aici. Unde sunt înălnesc cablurile, o să fie cutiile alea care v-am precizat mai devreme, care îmi ghidează mașina. Deci noi suntem undeva 6 persoane, generator, mașină înfiletat, organizat bine și treaba merge frumos. Și acum paralel noi pregătim un surprise pentru clienții noștri și telespectatorii noștri. Deci asta nu e ultimul video de la noi cu montaj și punere în funcțiune sisteme de irigație. Noi pregătim în următoare video ceva totuși interesante în alt domeniu. Asta prima utilă
etaj, punem în funcțiune săptămâna viitoare, dar mai târziu urmăriți pe noi, cum spune subscribe, clopoțelul și like pentru video noastre, ca și mai multe fermiere pot să vadă noutăți de la noi, de la firma Etufarm, și așteptat în următoare video vine ceva spun wow.